O să vorbim foarte puțin despre dragoste și romantism, despre o persoană care nouă ne e foarte dragă, despre Giulia Anghelescu și soțul ei, despre ce îi ține pe ei după 10 ani atât de proaspeți împreună. Depinde de situație. Nu pot să-mi vând chiar toate secretele acum, dar depinde de situație. Face ce face și reușește să păstreze vie flacăra iubirii în căsnicia ei. Giulia Anghelescu și soțul său, Vlad Huidu, formează de peste 10 ani unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Și chiar dacă iubirea le-a fost pusă de multe ori la încercare, cei doi au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a rămâne unul alături de celălalt. Cine este mai gelos? Niciunul. Eu am fost, nu mai sunt, m-am tratat. Ea, Scorpion, el, Zodia Săgetător. Cine credeți că este încăpățânatul în relația de cuplu? El. E foarte încăpățânat. E mai încăpățânat decât mine. M-a luat, nu știu de ce. Eu am crezut că eu sunt cea mai încăpățânată, dar se pare că nu. Totuși, cine conduce cel mai bine? Relația sau mașina? Dacă puneam această întrebare acum 100 de ani, răspunsul era unul singur și precis. Acum, însă, tindem să credem că este o combinație în doi. Nu pot să zic asta. Nu pot să zic asta la televizor. El zice că el, eu zic că depinde. Și aici e cu nuanță. Eu conduc mai liniștit, sunt foarte relaxat, el se mai enervează din când în când. M-am chinuit să mi-l fac să fie scurt și mi-l ai de ce ai făcut treaba asta? Dar nu mi-ajunge până aici. Ce al tău și al meu? În schimb, dacă e să facem așa, adică să fim fair până la capăt, eu clar conduc mașina, relația, familia mult mai bine, iar el conduce motorul impecabil. Ea se pricepe la muzică și la păstrarea armoniei în cuplu, el l-a condus motorul. Să fie soțul Giuliei priceput și l-a gătit? E o iluzie, cer să-i construiesc o imagine foarte bună, dar nu găte. Cartofi prăjiți, ies niște cartofi extraordinar de buni. Nu, eu gătesc în principiu, dar mă ajută și mi-aș dori să gătească chiar un pic mai mult și mai des, că nu e chiar antitalent.